Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 7 aprilie 2022. Nu te îndoi de cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, credința vine în urma auzirii. Romani, capitolul 10, versetul 17. Poate ai dubii în ce privește propriile tale abilități, dar să nu te îndoiești niciodată de abilitățile lui Dumnezeu sau de promisiunile sale și de dorința sa de a le împlini. David a scris în Psalmul 138, versetul 2, ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale, am încheiat citatul. Singurul lucru din univers pe care Dumnezeu l-a așezat la nivelul numelui său este cuvântul său. Deci, umpleți mintea cu el, rostește-l zilnic și nu-l pune niciodată sub semnul întrebării. Îndoiala așa are adesea originea în tendința noastră de a ne bizui pe forțele proprii. Încrederea în sine este un concept susținut cu surle și trâmbițe de societate. Ea ne încurajează să ne bazăm pe propriile noastre competențe și abilități. Însă Biblia ne spune, cine se încrede în inima lui este un nebun. Proverbele 28, versetul 26. Se spune că versetul central, inima Bibliei, este acesta. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Psalmul 118, versetul 8. Așadar, încrede-te în Dumnezeu și în cuvântul Său, nu în propria-ți persoană sau în oricine altcineva. Te îndoiești de tine însuți și de propria ta valoare? Îți pui sub semnul întrebării abilitatea de a te ocupa de cariera ta? Îți pui la îndoială capacitatea de a stabili relații sănătoase? În ciuda faptului că a trăit cu Domnul Iisus aproape 3 ani și a auzit promisiunea sa că va învia dintre cei morți, apostolul Toma a spus, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Citiți cuvintele acestea în Ioan 20, versetul 25. I-a întors Domnul Iisus spatele lui Toma din cauza necredinței sale? Nu! El nu respinge niciodată o inimă sinceră care se îndoiește. Domnul Iisus a arătat în trup lui Toma și a pus capăt tuturor îndoielilor lui. Și pe măsură ce citești cuvântul său și cauți fața sa, el va lămuri și îndoielile și slăbiciunile tale. Când vei înceta să mai trăiești în lumea simțurilor și vei învăța să umbli prin credință, vei vedea că îndoielile tale vor începe să dispară. Citește pentru asta și 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 7.